Vineri 22 martie, la orele 8 și 5 minute, polițiștii din Rădăuți au fost sesizați de către un bărbat că a fost agresat de doi tineri care i-au furat și două perechi de pantaloni. Polițiștii deplasați de urgență la fața locului au aflat că în timp ce se afla în parcul vis-a-vis -vis de Casa Germană de Rădăuți, în jurul orei 19.50, doi tineri au lovit bărbatul în zona feței și că îl cunoaște pe unul dintre agresori. Bărbatul susține că a fost lovit fără a fi intrat în conflict cu aceștia și nu știe motivul agresiunii. Duminică 24 martie cei doi suspecți au fost aduși la sediul poliției rădăuți în baza mandatelor de aducere emise și a fost reaudiată persoana vătămată, fiind identificați și audiați martori și au fost dispuse măsuri criminalistice specifice. După audiere față de suspecți au fost dispuse măsura reținerei pentru o perioadă de 24 de ore.